Aduceți-vă vaca pe la noi, 2-10-2, bine v-am găsit, oameni frumoși, într-un nou episod din minunatul Super Mall Tycoon. Construim cel mai mare mall din lume, mă rog, nu numai noi, ci și alții. Văd că, uite, acolo un mall pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etaje, ceea ce e super drăguțel. Bun, ia să ne apucăm de construit minunatul nostru etaj. Ce avem de făcut aici? Prima dată liftul cu plantele, lumini, 714.000 area. Man, îți bagi joc de mine? Vai, ce greu se spawnează. 820, man, pe bune, îți bagi joc de mine? Vai, ce e cu astea? Sunt super scumpe. Vai de viața mea, altă fântână. Ok, se cam repetă un pic, da, mă rog, nu contează. Măcar diferă magazinuțele. Deci cu asta am terminat. Hai să cumpăr și flor. Ok. Și acum un store nou. Ce vor copilașii? More food stores. Neapărat food, da, da, market de ăsta care e rare și îmi dă de astea bune. E păcat. Ah, am fost lacom. Adică, gen, bine, e tot fericit sunt. Adică am fost lacom în ideea în care am zis că astea îmi dau mai mulți bani, dar dacă ăștia nu mai dau bacșiș, ce mă fac? În fine, hai să vedem dacă ajungem la 20.000 de dolari pe secundă. Am ajuns cu noul magazin. Yay! Bun, e ca ăla de un etaj mai jos, doar că astea sunt mai scumpe. Ei, și am terminat, ok. Următorul o să fie cu mâncare ca să fie oamenii fericiți. Cât mă costă? 687.000. Food or clothing stores. Uite, food. Sunteți fericiți? Sunteți fericiți? V-am făcut pizza. De ce v-ar trebui pizza pentru fiecare etaj? Clienți nesătui, ce sunteți? Nu știu. Mai dai o pizza? Nu, că am deja una. Ok, perfect. Bun. Ia să vedem. Următorul magazin. Food or clothing stores. Am pus-o. N-am food or clothing stores. Așa că build less electronic stores. Uai, și fix de asta nu aveam. Ah, sunt fericit și așa că n-am luat de la de electronice. Food și beauty ar urma. Check out. Asta înseamnă că fac 23.600 de dolari pe secundă. Pots, shrubs. Yay, 655.000 bacșiș de la clienți. Nice. Food or clothing. Am și de asta și de asta. Hai să dăm cu food că voiau de mult ei. Checkout. Că, na, ăsta face banii. Meniu. Și de ăsta de smoothie. Asta e de la de smoothie. Bun, ăsta e perfect. Îmi dai un smoothie. De asta n-aveam. Puteam să-mi iau de mai de jos, dar nu mi-am luat. Am cafea, dar smoothie chiar n-aveam. Bun, 25.000 fac pe secundă. Hai să mai colectăm totuși din bănuți. Doar, ia uite, m-au zis cum vorbesc, doar 2,6 milioane s-au adunat. Bun. Beauty or clothing stores. Hai să facem clothing. Sunt fericiți clienții, ok. Display, rafturi. Perfect. Cât producem? 27.500 pe secundă. Am șepcuță albastră, dar nu-mi place. Vreau alta. Mi-o lasă pe asta albastră. Na, aia. Bun, și ultimul magazin. 900.000. Ce vreți voi? Mai multe beauty stores? Mi le dă pe aceleași dacă trec pe aici.
Numai de haine am. N-am ce să fac, guys. O să aleg Thai Store, că de asta n-am mult și aia. Nu mai fiți triști, că n-aveam magazin de cravate. Plus că 717 dolari pe secundă în plus. Ia uite ce frumoase sunt cravatele astea. Și îmi dă și mie o cravată, domnul. Nu vreau de asta curcube, eu vreau... Asta e frumoasă. Bun, too many ties, 5,6 milioane avem. Și ultima bucată de aici, ce o fi asta? O fi... Asta e piscină, guys. A, nu e piață? Ce tare, e un fel de alimentară de asta. Uai, ce tare, uită-te, fructe, legume, ce... Mamă, brânze... Mamă, stai cum se face foame acum. Frigidere. Deja ajung să produc 30.000 de dolari pe secundă. Cât de tare! Banane și de... Oh, ce drăguț! Arată super drăguț! Rafturi, produse, rafturi, produse! Cred că mi se duc toți banii aici. Rafturi, produse. Stai, checkout. Că ăsta face. Oh! Păi cum n-am făcut eu astea? Că astea îmi produc bani. Am 700.000 de dolari bacșiș de la clienți și produc deja, cred că și cu astea, 35.000 de dolari pe secundă. N-am terminat? A, mai am aici între rafturi. Yay, am terminat marketul acesta drăguțel. Super tare. Și ce mai avem? Liftul. De ce ești atât de scump, liftule? 5,7 milioane, dar ne batem joc, domnule. A, fix atât am aici adunat. Perfect, dar cine produce 35.000 de dolari? Sper după ce deblochez etajul 6, cum ar veni, să produc 40.000 pe secundă. Oh, și mai bine, 42.000 pe secundă. Nice. Ce zice în scrisoare? Ok. Tycoon Fact. Ok, bun. Următorul nostru etaj. Ia să vedem ce avem aici. 1,3 milioane ne costă magazinul. Deci orice ar fi să ne păstrăm 1,3 milioane. Tocmai am cheltuit 777.000. Mulțumesc clienților, sunteți niște drăguși, niște frumu. Vă pup, mai 2,3 milioane următoarea area. Bun, hai să... Deja se strânge cureaua, din câte puteți să vedeți. Că nu mai am banii ăia economisiți. Build more beauty or general stores. Beauty. Yay! Să fie cu fericire pentru clienții mai. 45.000, deci pe etajul ăsta clar trebuie să ajung la 50.000 de dolari producție pe secundă. Mamă, dar, băi, dar de ce s-a așa scumpe? Câte un milion fiecare? Atât de mulți bani? Mi se pare mult prea mult, totuși. Ok, ia să vedem. Hai că așteptăm până se adună câte un milion, câte un milion cu area. Ok. 1, display. Da, sigur se... Băi, vreau să văd în parcare, să mai adună lumea. Și să ne vedem și mall-ul de afară. Opa, opa, stai, este muzică pe aici? Profile, music muted, dar era muzică de lift. Ok. Nu, aici sunt tot aia pe care i-am făcut eu. Are 8 etaje, 928.000. Perfect, mulțumesc.
clienții mei, sunteți niște drăgălași. Hai să mergem înapoi sus de tot. 7. Bun. Aoleu! De ce? De ce sunteți atât de scumpe? Bun, cred că cu următorul upgrade o să am 50.000 de dolari pe secundă. 910.000. Dar mai trebuie. Și ăsta e 2 milioane. Eu nu înțeleg de ce sunt atât de scumpe. Bun, stai așa să mă gândesc. Să zic că fac 50.000 pe secundă. Asta înseamnă că în 10 secunde fac 500.000. Deci 5 milioane fac într-un minut jumate. Interesant. Bun. Bine. Shelf și mai rămâne incensul ăla. Sper să fie ultimul. Te rog, fii ultimul. Zim că am terminat-o cu tine. Yay! Și în momentul ăsta produc 50.000, guys. Îmi dă alte bule. Nu mai am bule. Am crezut că... Da, am crezut că îmi dă numai steluțe de alea. Stai că încep să apară clienții, numai că... Trebuie să cumpăr magazinul ăla în dreapta acolo. Bă, dar voi bacșiși nu mai dați? În sfârșit, 1.000.000 bacșiși de la clienți. Păi, ce facem? Beauty or general store vor clienții mei. Da. Dacă n-am cumpărat la magazine de astea de covoare, de mi-au ieșit pe ochișori. Yay, check out. Ok. Ne trebuie 3 milioane aici. Soap and stuff se numește asta. Aici am, deci gândiți-vă că primele două mele magazine, când intri pe etajul ăsta, sunt magazin de săpunuri și unul de covoare. Cât de interesant poate asta să fie. Ok. Super. Bun. Clienții mei, mai repede cu bacșișul, că nu mă încântă viteza cu care ne mișcăm, dragii mei. Mai trebuie aici 1.000.000 și ceva ca să... Da. După care magazin area alea o să trebuiască să le fac. Dar scumpe. Sunt super scumpe. Bun, ăsta e făcut. Ăsta e făcut și mai trebuie covoare și pentru ăsta și cred că ar fi gata. Ioar, nu-mi dau un covor să pun pe toate astea, să nu mai cumpăr aia cu flori la sfârșit. Știți, să acopăr cu o carpetă de aia. Stai că ăla e 1.4, cred. E așa ți... perfect, bacșiș. Eu zic să vă mișcați chiar mai repede. Nu-mi dai un covor, nu-mi dai. Ești rea. Ești cam rea. Ruggery. Bun. Hai să facem area prima dată. Deși magazinul îmi produc bani, hai să facem area prima dată. Bun, plante. Păi de viața ta. Pe bune, ce plante costă 213.000 de dolari planta? Mi se pare exagerat. Ok. Cred că toate episoadele astea o să fie numai eu cum mă plâng de cât de scumpe sunt. Deci m-am plâns în continuu. Au fost și momente în care m-am bucurat de cât de mulți bani făceam. 2,7 milioane să fac și bucata asta de zonă. Ok, hai că fac. Dar eu nu înțeleg. Pe ce am dat aproape 2 milioane? Pe-o de asta? Pe... Ce tâmpenie. Ai 1.5, 1.6. Crești mai repede, rogu-te. Hai că îmi trebuie 2.7 pentru domnul care îmi cere aici bani de muscă. 2.7 milioane. Perfect, acum produc 56.000 pe secundă. Deci cât ne trebuie aici? 700.000. Perfect, la fic a venit bacșișul.
cât să cumpăr două coșuri de gunoi de bani ăștia. Hmm? Cât de tare e asta? Ce înseamnă să fii bogat? Mi-am permis două coșuri de gunoi de milionul ăla de dolari. Groaznic, absolut groaznic, oameni buni. Bun, și încă două plante. Și teoretic asta ar trebui să fie gata. După ce cumpăr și umplu și toate cele patru magazine de aici, se deblochează și aia. Uite, asta are bubbles galbene, dar și eu vreau. Mie de ce nu-mi dă de astea colorate? Doamna? Colorează-mi bulele. Mamă, asta suna ca un fel de înjurătură, nu voiam să sune așa. Ok, 3 milioane, hai să următorul magazin să-l deblocăm. Opa, doar două opțiuni am. Beauty or food stores. Na, mai zi ceva. Că nu pot. O să aleg de asta de mobil. Da, eu știu că sunteți supărați. Da, ce opțiune aveam, măi, oamenilor? Că sunteți și răi. Checkout, 2000. Fii atent că nu mai sunt happy. Am scăzut de două ori cu ultimele mele două. 535.000. Aoleu, se simte, man, la buzunar. Că înainte dădea un milion. Ok, tare mă tentează să deschid magazinul ăsta doar ca să... Beauty or electronics? Da. Electronics, ca să fie iar fericiți, ca să-mi dea bani. Dar fii atent că tot nu-s fericiți. Bă, câtă răutate, mă, pe ei. Bă, cât puteți să fiți de răi? Încă tot să nu fiți fericiți? Mă, stai un pic, că trebuie să-mi cumpăr alea portocalii de dincolo, care îmi produc mai mulți bani. Ce tâmpenii fac? Lasă pe alea roșie. Tăi cele portocalii de aici. Bun. Uite, 2000 aproape de dolari în plus pe secundă. Despre ce vorbim, domnul meu? Bun, 2 milioane jumate îmi trebuie pentru chestia aia de acolo din capăt. Și sper... Sper să mi facă fericiți, că se simte la bacșiș cum mă ard ăștia. Bun, am cumpărat 3 mese și o masă lungă de toți banii aia. Câți bani mai trebuie aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam 7 milioane, 6 jumate. Am calculat așa într-o super mega fugă. Uite, avem bacșișul de 453.000 de dolari doar, că sunt ăștia supărați. Dar de fapt, dacă alea sunt roșii, putem să magazin nou beauty sau food. N-am nici beauty, nici food, numai clothing. Na, știți ceva, oricum o să fiți supărați, aia. Hai să-mi fac treaba măcar aici. N-am ce să fac. Da, în schimb, imediat ajung să produc 70.000 de dolari pe secundă. Ceea ce e ok, deci odată la 1 minut 40 produc 7 milioane. Îmi place. Știți ceva, clienților? N-am nevoie de voi. Glumesc, fără clienți nu poți face nimic. Da, știi, gen... N-am nevoie de ajutorul vostru ca să fac bani. Cea mai mare tâmpenie zisă ever. Bun. Băi, sper că măcar ultimul magazin de pe palier. Dar de fapt, stai, cu ultimul magazin de pe palier e tot de la de-i face pe ăștia nefericiți. Tot n-a rezolvat nimic. Bun. Zim că tu ești ultimul upgrade pentru ăsta de mobilă și am terminat. Perfect, 70.000 de dolari pe secundă. Cu tine am terminat. 2 milioane jumate îmi trebuie aici, acolo și aici îmi trebuie cam 2 milioane. Dar nu mai fi așa supărat, îmi arăt și fața aia de supărat. Ce vrei să fac nou? Nu s-a putut. Hai că-s bun și aia 627.000.
Atât s-a putut. Nu mai fiți așa răi. 800 de mii și, aoleu, cuptoare. Și deci încă 2 milioane de fapt, mai 1 milion jumate. Bun. Și sper că e gata. Yay! Am, domnul vânzător, îmi dați și mie un cuptor cadou pentru că, nu știu, măcar un frigider. Vai, ce urâte culorile astea. Alb, înțeleg, chiar și negru la frigider, dar crem de ăla și, în fine. Câți bani ne trebuie? 2 milioane jumate. Pentru următorul magazinaș. Și tot supărați o să fie. Că așa-s oamenii, oameni buni, așa-s oameni. Uite la asta cu cartă în cap. Așa-s oamenii. Orice ai faci, nu le ia pe plac. Alol? Neutri, dar pe plus? Deși am deschis asta? Ok, și ce-ar vrea în continuare? Beauty și foodless general clothing. Păi asta interesează pe oameni. Stomacul și cum arată. Vezi? Ce e? 3,3 milioane. Ok, hai că ne ocupăm la final. Kayace. Ah, la fix îmi lipsesc banii. 619. A, la fel de puțin bani îmi lasă bag și ăștia. Dar produc 76.000 de dolari pe secundă, ceea ce bine. Bun. 3,2 milioane. Este bine, este bine, este bine, este bine. Check out. Yay, am terminat. Stai, poate îmi dă un produs drăguț. Îmi dai un produs drăguț? Dă-mi un backpack, un rucsăcel sau ceva drăguț. Uite ce magazinaș frumos ai aici. De ce nu vrea să-mi dea? Ce s-a așa răi, mă? 3,5 milioane. Bun, sunt curios ce deblocăm aici. Că până acum, cred că mereu au fost surprize plăcute. Bine, ultima, mă așteptam să fie o piscină, a fost ceva sec. Aia cu alimentarea, aia, dar în fine, hai să vedem. Ce-o fi aici? A, o expoziție de asta, galerie de artă. Ok, asta nu e chiar rău. 14 milioane. 14 milioane liftul. Ăștia-s nebuni, oameni buni. 14 milioane liftul. Poate o să fie mai fericit că le fac statui și de astea. Dar ăștia le trebuie mâncare și cum arată The Tinker. Ce drăguț. Opa, asta e că am primit bug și atunci hai să luăm și asta. Ce e asta? Nu știu ce e. Mamă, ce scumpe sunt astea. Am, mai am portocalii, chestii prin spate? Să mă știu cu o treabă. Ok, bun. Hai să colectăm bănuții. La ce etaj sunt eu oare acum? La 6, cred că. Nu, la etajul 7 sunt. Sunt la 7, deci următorul ar fi etajul 8. Sunt curios cât de scump o să fie ăla și sunt super curios ce se află dincolo de etajul 8, de exemplu. Vă dați seama? De fapt, stai că ne uităm imediat, că și așa banii se duc repede. Tablou de guțe, nice, nice. Plantă, tablou, tablou. Tablou, plant. Bun, aici în partea stângă am terminat. Câte etaje sunt în total? Ia să verific. Sunt 12? Deci suntem la 7. 12 etaje sunt în total. O să fie interesant. Evident că... na. Episoadele viitoare ne ocupăm și de treaba asta. Momentan 740.000. Bine, mă, hai că de când nimic
Sunt foarte buni și banii. Ce vă spuneați? Ne ocupăm de partea asta stângă. Și acum mai avem în dreapta altă sculptură, altă plantă. Bun, mini tablouri din acestea. 90.000 pe secundă. Cred că termin, fiți atenți, cred că termin etajul ăsta și o să produc 100.000 pe secundă. Cred. Sper, o să fie interesant să văd că produc 100.000 de dolari pe secundă. Asta înseamnă că fac 1.000.000 la fiecare 10 secunde. Wow. Asta înseamnă că fac 1.000.000 la fiecare 10 secunde și la fiecare 10.000.000 la 1.5 minute. Ok. Painting. Bun. Și zim că am terminat. Tu ești ultima. Perfect, am terminat cu galeria de artă. 93.200 producem. Și ar mai fi floor 2.5 milioane. E destul de scump. Da, cam atât e. Cam atât. Da. Și cam aici ne oprim și cu episodul cu numărul, nu mai știu, ce e asta, 3? Nu mai știu, în fine. În episodul următor cumpărăm liftucul și vedem ce se mai întâmplă, am rămas fără voce, la etajele superioare. Oameni buni, vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat, nu uitați de like, share, subscribe, așteptările voastre în comentarii, sugestiile, ce alte moduri de Roblox vă mai plac, ce vreți să mai încercăm și... Vă aștept în episoadele următoare. Nu uitați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi. Numai bine!